Bun. Încă de când am început să fac videouri și să le postez pe YouTube, am avut o grămadă de întrebări legate de semnificația manetelor la strungul SN400 și la strunguri în general. Nu prea am făcut sau nu prea am discutat despre asta, că mi se pare un lucru mult prea simplu și încercam să arăt ceva mai interesant în atelier. Bun. Ca să putem vorbi despre semnificația manetelor, cam trebuie să știm ce trebuie să facă un strung. Și ceva ce fiecare parte. De exemplu, partea asta de aici până aici este cutia de avansuri. Adică aceste manete la acest strung reglează turația axului principal. La alte strunguri pot să fie puțin diferit. Poți să aibă încă o cutie de viteză aici jos, poți să aibă, depinde de model. Dar la acest strung, manetele acestea de aici până la îmbinare reprezintă cutia de viteze sau păpușa fixă, așa se mai numește, și are treabă cu turația. Bun. În partea de jos, la acest strung, acesta este cutia de avans. Unele strunguri mai vechi au o cutie numită Norton, care sunt cu niște roți dințate și miște o manetă pe verticală să cuplezi diferite roți dințate. Aceasta este puțin mai avansat și se numește cutie de avansuri. Dar unii mai spun și la această cutie Norton. Dar teoretic e greșit, practic e la fel ca și cum la Adidas și spunem Adidas, chiar dacă sunt de la o altă firmă decât Adidas. Bun. Deci este corect, dar și greșit în același timp. Dar să o numim cutia de avans. Și aici avem tabelul de avans. Dacă avem un strung fără tabel de avansuri și de filete, bineînțeles, practic strungul nu este utilizabil. Dacă este un strung românesc, șansele sunt destul de mari să găsim un tabel ori la o cunoștință, ori la cineva, ori pe OLX, ori pe un site de anunțuri, de mică publicitate, ori la fier vechi, ori în diferite locuri. Și putem să-l cumpărăm chiar dacă nu are tabel de avans. Dacă este un strung străin, ce recomand eu e să căutați pe net înainte de să-l cumpărați. Că dacă el nu are cutia asta de avans, să o reproduceți, nu este imposibil, dar nu este recomandabil. Deci, practic, ar trebui să bagi în fiecare viteză, să dai avans și filetare și să vezi, să măsori ce taie, cum taie, puțin mai complicat, dacă are și rost de schimb, e și mai complicat, deci nu. Dacă nu are tabel de avans, practic strungul nu valorează mai nimic, dacă este unul străin. Dacă este unul românesc, după cum am spus, șansele să găsim destul de mare. Așa. Revenind la cutia de viteze. Aici avem un selector pentru diferite viteze. Dacă îl punem aici, ce să vezi? Scrie acolo 650, 305, 76 și 19. Acestea sunt turațiile. În partea stângă avem 4, în partea dreaptă avem 4. Aici avem două manete. Punem 4 cu 4, avem 765. 3 cu 3. Trebuie să mutăm maneta asta la 3 cu 3 de aici. Atunci avem 305. Ca să ajungem la 76, lăsăm maneta asta pe 2 și asta pe 2 și la 1 tot așa. Deci ce înseamnă partea stângă este maneta din stângă, ce înseamnă partea dreaptă este maneta din dreaptă. Destul de simplu, nu știu de ce se împotmolesc oamenii la asemenea lucruri. Bun. Trecem mai departe. Aici mai este o manetă adițională care este maneta D. Dacă ne uităm în tabelul de avans,
Maneta D este aici și reprezintă acestea de aici. Adică aici este desenat un filet. Și aici este desenat tot un filet, dar mai rărit. Deci asta, așa este avansul normal și așa este avansul mărit de lucru. Bun. Ca să luăm cutia de avansuri, mergem prima dată la SNA 560, că este puțin mai ușor vizibil și încercăm să arătăm acolo manetele și semnificația tabelului. Bun. La acest trunc, iarăși, în partea de sus, avem aici cutia de viteze, cu selectorul de turații și aici mai este o manetă adițională stânga-dreapta, care o avem și pe celălalt trunc, dar este în cutia de avans, aici este în cutia de viteze și avem la fel avans normal și avans mărit. Bun. Aici avem simbolul internațional pentru avans, milimetri per rotație sau dacă sunt în inch, nu știu exact cum sunt, tot ceva, inch per rotație, ceva de genul trebuie să fie. Bun, aici avem un simbol că dacă dai de manetă merge încolo, dacă dai de manetă merge invers cu 1 pe 4. Deci pentru avansul încolo, adică transversal, avansul este 1 pe 4 din ce scrie aici. Bun. Aici în capul tabelului avem milimetri și țoli. Bun. Manetele sunt în felul următor. Cu numere de la 1 până la 5, cu numere romane tot așa de la 1 până la 5 sau până la 6 și aici în ordine alfabetică de la A la D. Bun. Asta e partea de avans. Depinde ce avans vrei să folosești. Dacă vrei să folosești un avans de 0,4, să zicem, vrei să degroșezi, atunci cauți ce scrie în tabel. 3, deci maneta pe care scrie 3, pui la 3, în sus, în situația asta. Aici, după aia, la 0,4, trebuie să mergi la maneta C, deci asta cu A, cu alfabetul, pui la C. Așa. Și mai sus avem 4 roman. Punem aici la 4 roman. Acum el nu prea intră în viteză că trebuie să învârtă cutia sau să învârți de universal sau pe butonul de tatonare la acest rung ca să poți să bagi în viteză, să se alinieze roțile din sate. Așa. Și aici mai avem chestiile astea două care sunt desenate și pe această manetă. Deci până aici mergi pe chestia asta. Dacă vrei să folosești avans de 1,8, să zicem, pui combinația 6 cu D, cu avans mărit și cu 4. Simplu. Dacă vrei să strunjești cu această viteză, 0,224, faci așa. Pui ăsta pe avans mărit, pe avans normal, C, 6 și cu 4. Roman. Așa. Dacă vrei să folosești ăsta, trebuie să muți doar maneta aceasta la avans mărit. Relativ simplu. Dacă vrei să tai un filet, și mai simplu. În mare parte trebuie să vezi ce filet vrei să tai. Vrei să tai metric sau vrei să tai pași în țoli. Să zicem că vrem să tăiem metric de 1,5. Un pas relativ des întâlnit. Mergem mai jos. 2 roman. Deci trebuie să punem maneta cu numere romane la 2 roman. Așa. După care căutăm 1,5. L-am găsit aici. Maneta 4. Deci ăsta cu numere din astea pui la maneta 4. Aici se vede maneta 4. Și cu B. Deci la asta alfabetă se pune B. Și acum strungul taie pas de 1,5. Dacă vrem să tăiem pas de 24, deci avem ceva filet foarte, cu pas foarte mare, filet trapezoidal, mutăm doar
maneta asta, o punem pe avans mărit. Dacă o lăsăm pe avans normal de lucru, taie filetul de 1,5. Sper că ați înțeles. În general, dacă se folosește avans mărit, adică aici, turații, nu se poate lucra la turații foarte mari, deoarece pasul este foarte mare. De exemplu, dacă vrei să filetezi pas de 1,5, poți să folosești toată gama de turație, de la 16 la 1600 de ture pentru acest trunchi, dar dacă vrei să filetezi cu 24, ceea ce e foarte mare, n-am întâlnit până acum mai mare de, cred că de 10 am întâlnit ceva cu pas de, poate nici atâta. Nu mai știu, dar pas de 8 sigur am avut ceva, dar nu mai rețin, în orice caz, nu pot să lucra mai mult de la 16 la 125, dar probabil lucrez undeva la turația minime, că vă zboară strungul pe avans. Dacă vrei să filetezi în țoli, la fel, vrei să tai ceva în țoli, să zicem cu 14 pași pe țol, atunci cauți tot așa. Cauți tabelul de filete în țoli, maneta 5, avans normal de lucru, maneta C și maneta 5. Trebuie să mergem pe linie. Eu zic că e foarte simplu. La acest strung, ca și la majoritatea strungurilor românești, 19 pași pe țol nu prea știe să taie, numai cu schimbarea roților dințate. Dar eu zic să le dați pace, să nu schimbați niciodată dințată pentru 19 pași pe țol, doar dacă aveți serie de 200 de bucăți. Dacă vreți 19 pași pe țol pentru filet de 3x4 și 3x8, atunci luați-vă tarot de 3x4 și 3x8 și sănătate bună. Iarăși 13 pași pe țol pentru acest trunchi nu se poate tăia în configurația normală. Restul filetelor standard se pot tăia. Aici mai sunt filete din astea modul, care iarăși e destul de complex și sunt, cred, pentru reductoare melcate. Mai bine să nu le băgăm. Dacă ne încurcăm la un tabel aici simplu, astea să le dăm pace. Bun. Acum să mergem și la SN400 să vedem... cum e acolo. Bun. La SN400 este puțin diferit, în sensul că este și altă ordine în tabel, dar este indiferent, și manetele toate sunt numerotate cu numere din astea. De la 1 până la cât e maneta, de la 6 până la 5, până la 4, până la cât e maneta. Bun. Dar fiecare manetă are o plăcuță adițională. De exemplu, aici este D, aici este A, aici este B și aici este C. Cum știm care dintre astea două este B? Scrie pe ea, B. Cum știm că aia la alta este C? Nu scrie pe ea, dar scrie pe asta că e A și acum din deducție logică se vede că este maneta C. Bun. Vrem să filetăm aici ceva cu un pas de 1,5. Ce facem? Căutăm până vedem sus... milimetri. Vedem sus milimetri. Bun. După care căutăm în secțiunea asta de milimetri, care este până aici, pasul dorit. Să zicem pas de 1,5. Și îl vedem aici. Așa. Mergem la maneta D. Și secțiunea de 1,5 este aici. Ăsta seamănă leit cu ăla de acolo. Deci este pe avans normal, nu pe avans mărit. Dacă era dincoace de linia asta, aici se lucra cu avans mărit. Bun. Venim mai jos. Pentru tot ce este aici, B, maneta B, este 1. Care este maneta B? Asta pe care scrie B. Punem 1. Trebuie să se învârtă, că altfel nu poți să le bagi ca lumea în viteză. C, maneta C, 4. Punem aici C, 4. Și la A, unde scrie A, mergem la 4, 4, A, 4. De aici, la acest trunchi, reglez sensul de filetare, stânga sau dreapta.
Bun. La acest rung, avansul este puțin mai simplu, în sensul că ai o manetă în care selectezi toate direcțiile de avans. Bun. Deci chiar dacă este aici pe stânga, nu o să-ți funcționeze avansul. Trebuie tot timpul să fie pe dreapta ca să-ți funcționeze cutia de avans. Dacă nu mă credeți, hai să-i dăm și curent să vedem ce zice. Astăzi nu l-am pornit. Bun. Hai să dăm un 3x3. 3x3. În configurația noastră acum este 305 ture. Astea sunt 305 ture. Vrem să filetăm. Așa. Bun. Să zicem că vrem să facem pe impasul ăsta de 1,5. B. 1. C. 4. Asta au 4. Acum se învârte cel de filetare. Și dacă cuflăm maneta de filetare, vedem că strungul pornește încolo. Dacă vrem să filetăm invers, filet pe stânga, punem filet pe stânga și când cuplăm căruciorul, o să pornească în partea cealaltă. Dacă nu vă intră aceasta, trebuie să aveți grijă la maneta de avans să nu fie cumva cuplată sau ieșită din locaș ca să nu se cuplează. Bun. Simplu până aici. Sper că e simplu. Hai să facem și un avans. Vrem să strunjim cu 300. Adică 0,300 avans per rotație. Cum facem asta? Mergem din nou aici sus. La simbolul internațional pentru avans. La maneta de avans normal, 300 vine la B3, punem maneta B, punem maneta B3, C4, este 4, și A5. A5, și ce constatăm? Cum se învârte bara de avans. Și acum ne scăpim de cap, că oare ce s-a întâmplat? Dacă ați fost atenți mai înainte, cum am spus, partea de avans nu funcționează doar dacă maneta aceasta este pe dreapta. Îl punem pe dreapta și hopa, începe să întâmple și maneta de avans. Bun. Dăm avans dreapta, căruciorul o ia la dreapta, dăm avans stânga, căruciorul o ia la stânga, dăm înapoi, căruciorul o ia înapoi, dăm înainte, căruciorul o ia înainte. La acest drum, buntonul acesta este avansul rapid, dacă apăsăm rapid, o ia mai rapid buntonul. Dacă apăsăm către stânga și apăsăm avansul rapid, o ia acolo mai rapid. Bun. Cam atât despre manete. La acest rung, aceasta este maneta care cuplează bara de filetare. Aici este cuplare și decuplare bara de avans din cutia Norton. Deci dacă aici este decuplat, ăsta nu mai funcționează. Adică îl dai stânga-dreapta, dar căruciorul nu se pleacă în nicio direcție. Și aici este un reglaj la ce sarcină să decupleze avansul.
De exemplu, dacă pentru tamponat. Deci, în loc să-l tamponezi la strunjire, el îți va decupla de aici. Deci, ăsta o să sară, maneta aceasta. Așa e cuplat, așa e decuplat. Haideți să vă și arăt. Deci, acum se învârte bara de avans. Este decuplat avansul și maneta nu pornește. Dacă îl cuplăm, vedem că pornește. Simplu. Strungul are și un sistem de, între ghilimele, antiprost, adică să nu poți cumpla ambele manete simultan și filetar. Dacă e cupla avansul, partea de filetare nu se mai poate cupla. Și viceversa, dacă este cuplată filetarea, chiar dacă avansul nu se învârte, nu mai poți să cuplezi bara de avans. E o chestie bună pentru a evita accidente, să spunem așa. Bun. Cam atât. Ce să mai zic altceva despre filetare? Deci, important e să știm manetele A, B, C. Dacă cumva vă lipsesc aceste numere, atunci, acum le aveți și le puteți nota. Dacă nu aveți tabel de avans, căutați-vă tabel de avans în primul rând. Aici e cutia de viteze. Simplu. Dacă vrei să... Aici ai mai multe viteze. Dacă vrei, de exemplu... Mie nu prea îmi place să învârt această manetă cu strungul pornit, că de multe ori nu intră în viteză. Vrem să zicem să lucrăm la 15 ture. Am schimbat... Sau uite, 1500 de ture, turația maximă strungului. Ne trebuie 4 cu 4. Bun. Punem maneta asta la 4. Și maneta asta la 4. Și dăm drumul și acum sunt 1500 de ture. Simplu. La fel aici în partea de jos, anumite filete și anumite avansuri nu merg la orice turație. De exemplu, vrei să filetezi, nu știu, cu 8, cu pas de 8, atunci trebuie să pui pe avans mărit din maneta D, care este acolo, și turație de la 46 până la 105. Simplu. Deci, mie nu m-a explicat nimeni tabelul ăsta, mi s-a părut atât de simplu că nu a fost cazul. Aici, strungul acesta la avans transversal are un raport de 1:3, ceea ce e mult mai ok față de 1:4 cât este la strungul mare, în sensul că aici se deplasează sania mai repede în interior, deci transversal, sau în exterior, depinde cum lucrezi. Așa, la acest strung manetele sunt puțin invers. În sensul că dacă dai în jos, este avans longitudinal, dar doar într-o direcție. Depinde ce direcție îi dai de aici. Și dacă îi dai transversal, la fel într-o direcție, ridici în sus, atunci el pleacă transversal. În ce direcție este de aici. Dar de obicei se lucrează către universal. Deci, dacă dai avans, o ia căruciorul încolo și dacă o dai în sus, ia căruciorul încolo. La filetare, acolo depinde. Este când schimbi raportul de aici și filetele se schimbă. Că sunt multe filete cu avans mărit care standardul lor este de stânga. Pentru că dacă se... Depinde cum este poziționat. Deci dacă șurubul stă pe loc,
Și piulița se mișcă, atunci ca să poți să-l dai convențional trebuie să fie de stânga, cred. Stați să mă gândesc puțin. De exemplu, da, acest filet, deci șurubul care este la strung, este un filet de stânga, în sensul că șurubul stă pe loc și piulița se mișcă pe șurub. Dacă îl dai în această direcție și el merge încolo, este șurub pe stânga. Dacă ar veni, ai da în aceeași direcție și ar veni aceasta încoace, ca la o piuliță, ca aici, de fapt, ca și cum am strânge o piuliță și se atrage, atunci este filet de dreapta. La menghină, nu. Deci la menghină, dacă dai în aceeași direcție, ele se apropie. Deci acesta este de dreapta. Dar dacă aici dai în aceeași direcție, dar îți pleacă încolo. La fel și la pinolă. La pinolă am auzit că sunt și care sunt invers. dai într-o direcție și îți pleacă invers, dar am adus, depinde de fiecare utilaj. Dar cam atât a fost cu manetele. Sper că ați înțeles cei ce nu au știut și altceva nu am ce să zic, că mi se pare foarte simplu. Deci, să revenim. Stânga e stânga, dreapta e dreapta. Maneta A scrie aici, maneta B scrie aici rândul acesta, maneta C scrie aici rândul acesta. Și trebuie să căutăm la 90 de grade ce combinație vrem. Simplu. Sper că v-a fost de folos. Dacă aveți alte strunguri cu schimbarea roților dințate și cu din astea, atunci e puțin diferit, dar în mare parte tot la fel se citește și avans. Pentru acest strung, la fel, SN400 nu tai 19 pași pe țol, care se folosesc la anumite filete de instalații. Aici trebuie schimbate roți dințate, nu am schimbat niciodată și nici nu o să schimb niciodată probabil pentru 19 pași pe țol. Nici nu am roți dințate și nici nu îmi confecționez și nici nu vreau să-mi confecționez și nici nu vreau să cumpăr, nici nu vreau să caut. Tot ce am de făcut cu 19 pași pe țol îl fac din tarod și din filet. În cel mai rău caz caut ceva asemănător, de exemplu 18 pași pe țol, să dau câteva trecere sau, mă rog, un 10 mm la capătul filetului, ori exterior, ori în interior, dacă am posibilitatea, ca să împrindă filiera cât de cât drept. Fac cum ar veni o degroșare cu 18 pași pe țol sau 16 pași pe țol sau 20 de pași pe țol, dacă am, stați să văd, da, este și 20. Dar cu 18, cu orice, doar ca să îți intre ușor, să ai o pornire pentru un tarot sau pentru o filieră. Dacă ai pornirea pentru tarot și filieră, filiera o să-ți place relativ drept și nu mai sunt probleme. Sau puteți folosi pentru filetat un asemenea dispozitiv, în care poți băga filierele, dacă sunt filiere de calitate, dacă sunt filiere în care gaura nu este la 90 de grade cu exteriorul, atunci mai bine dați pace. Nu vă complicați cu ele, că nu mă stricați filetele și până la urmă vă pierdeți timpul și bani. Bun. Cam atât. Dacă am mai văzut strunguri puțin abuzate, era de vânzare un strung pe OLX în care aici era sudat o manetă în care aici erau legate, ăsta era alt strung, unul era sudat acolo cu maneta, aici altul era legat greutăți că nu stătea în filetare. Știți cum e?
Nu zic să nu-l cumpărați, dar să vă pregătiți că aveți de lucru pe ele. Deci ceva e defect acolo, ori lucrat ceva ciobani, între ghilimele. Accidente se pot întâmpla, dar nu știu, mie sincer nu m-ar trece prin cap ca să găuresc pe ăsta sau să sudez aici o chestie ca să țin de el contra când dau avans, că altfel îmi sare din viteze. Dacă am o problemă, eu îl desfac în bucăți și văd care e problema. Și de cele mai multe ori se poate face. În puii mei, atelier de prelucrări prin așchiere, adică dacă eu nu pot să-mi strunjesc acolo ceva ce mi-s rupt, defect sau spar sau îndoit, pe cine dracu? În cel mai rău caz mă duc la cineva dacă am un singur utilaj. Am un singur strung. S-a defectat, mă duc la o cunoștință, la un prieten, la un alt atelier, la un dușman, la ce-o fi și zic, am nevoie, fă-mi piesa asta. El mă face și o montez și gata. Dar nu mă pun să tai, să sudez, să ciocănesc cu barosul, cu ciocanul, cu ce-o fi. Bun, cam atâta cu avansurile. Salut!